Aveți niște, niște câini husky dumneavoastră de vânzare? Vă zic în experiență proprie cât m-am chinuit să găsesc un husky. Ați văzut cum ratați oportunitățile în viață? Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi continuăm Vasile Traian The Game. Tura trecută am corectat ending-ul acela nasol în care ne-a dat afară și am dat fail. Acum continuăm de unde am rămas și avem de ales dacă să stăm degeaba acasă sau să plimbăm pe chinezul. Așa că vom plimba pe chinezul. Plimbă pe chinezul, aș putea să ies la plimbare cu el. Hai să mergem, cățeluși. Dar înainte ar fi bine să-l anunț pe Vasile că plec. Bună ziua, sper că nu vă deranjez, dar voiam să vă zic că o să ies la o plimbare cu pechinezul. Este ok? O să vin și eu. Ok. Și ai plecat la o plimbare cu Vasile și pechinezul. Ce frumos e afară. Hai să mergem la un magazin. Trebuie să cumpărăm diverse lucruri. Da, desigur. Așteptați-mă și pe mine. Am găsit un magazin. Alimentarea lui Michael. Sau lui Michael. Michel. Nu trebuie să fie alimentarea lui Miguel. Să înlocuiască câul cu gâșera Miguel. Reduceri. Indirim. Ce e aia? Interzis accesul magazin cu pechinezi. Serios? Dar accesul cu animale este interzis. Nu este problemă. Pot eu să stau cu cățelușul. Mulțumesc. Sigur se întâmplă ceva acum. Stai aici cu minte până vine Vasile, ok? Sună de pe chinez. Presupun că ai înțeles. Uf! Ei! Serios? Și-a fugit câinele. Unde poate să fi fugit? Nu pot să cred că mi se întâmplă asta. Mi-am dat tot sufletul să-l găsesc atunci, în prima zi. Amintiri din prima zi. Doar că o să-l pierd ca o proastă ce sunt. Mă simt îngrozitor. Nu știam că ai plecat din fața magazinului. Unde este cățelușul? Încep să plângi. Îmi pare rău. Nu am fost în stare să am grijă de el că a fugit. Noapte bună. Da. Ce mai zi? Nu ne-a scăzut nimic? După o zi puțin cam aiurea. Te-ai culcat și tu. Ok. Ziua 5. A, dar băi, ziua 5? Ok. Este ziua pulii. În fiecare zi este. Cea mai zi a pulii. Mă simt așa de aiurea după faza de ieri cu pechinezul. Bună ziua. Bună ziua. Ce-ai pățit? Mă simt ca dracu pentru ce s-a întâmplat ieri. Nimic, atât nu am fost în stare să... Nici atât nu am fost în stare să fac. Să am grijă de un amărât de câine. Dacă nici atât nu sunt capabilă să fac, trăiesc degeaba, existența mea n-are niciun rost. Mă, viața este un nonsens, adică nu are niciun sens. Adică sensul non. Dar dacă te-ai născut, dacă ești, existi, că și existența, denotă că și participi la ea, e foarte bine. Probabil nu ar trebui să iau lucrurile chiar așa în tragic. Corect. Sfat pe care să-l aplicați și voi în realitate. Exist și eu cu un scop, chiar dacă uneori greșesc. Trebuie să-mi revin. Nu pot să stau așa toată ziua. Exact! Fiecare șut în curi un pas înainte, țineți minte asta. O să mă duc. Te mulțumesc lui Vasile pentru vorbele bune. Mă scuz. Iar vorbește la telefon. Oh, iar vorbește la telefon. N-ar strica să aflu și eu despre ce e vorba. Aveți niște, niște câini husky dumneavoastră de vânzare? Așa, acum e vorba de husky, cum am zis în primul episod. Niște cățeluși? Păi așa mi s-a dat numărul dumneavoastră. Și a zis că a cumpărat și el de acolo, o persoană. Eu nu știam și eu am întrebat, zic, vorbeam eu de niște câini. Și bă, aș cumpăra un husky care ochi albaștri, că nu știu cum. Asta sunt eu la bătrânețe. N-aveți? Nu. A, ce am mințit, ce una lume minte, domnule. Mă scuzați, sunt mult mincinoși în țară.
Ok. Dacă tot am pierdut pe chinezul, aș putea să încerc să fac rost de un husky. Perfect, îmi place povestea. O dăm pe husky, acum nu mai umblăm cu porcării de pe chinezi. Hai, hai să căutăm husky pentru maestru. Am zis eu că vreau husky. Uitați că iau husky și în joc, nu doar IRL. Să mă revanșez pentru faza de ieri. Ce mai faci? O să mă duc la facultate. Azi e ultima zi. M-am întrebat dacă are omul intelect. Că se spune clasa intelectualilor. Eu am zis că nu. Dar iată hiță lucruri raționale, cum ar fi calculatorul, care spune că a fost descoperit de un intelectual. Eu lumea tehnică o consider proletară. Această clasa intelectualilor se zice că e clasa matematicienilor sau clasa artiștilor care au un intelect profund și că ei aduc îmbunătățiri sociale și vieții. Eu cred că este o sculare de pulă, dacă îi se scoară pula mai tare. În fiecare zi înveți ceva nou. Eu o să plec acum la cursuri. Și de mâine o să mă bucur de vacanța de vară. O zi bună! Ultima zi de cursuri. Abia aștept să se termine. Ia zi-mi, cine mai e profesor acum? Tot cumpănașul? Taci, dracu! Unde-i mixerul? Unde-i mixerul? Mixerul! Gata. I-am dat din mixer să tacă, dracu. Mișto. Gata, s-a oprit din manele? Și așa s-a dus ultima zi de facultate. Ok. Gata. A trecut și maneaua. O zi extraordinară facultate. Da, nu m-aș mira să existe profesori universitari maneliști. Iar acum, întrebarea eternă. Ce să fac după ore? Merge acasă, caută husky. Hai să căută husky! Deși pare dificil să găsesc un husky, voi reuși. Trebuie să mă revanșez pentru faza cu pechinezul. Înainte de asta, parcă aș merge să-mi iau un suc sau ceva de la magazin. Mergi la magazin, nu am timp, trebuie să caut husky. Ce să alegem? Nu am timp, trebuie să caut husky sau mergem la magazin? Hai să luăm husky-ul. Hai că nu mai avem timp de magazin. Dacă ați făcut și alte ending-uri, să mi le scrieți în comentarii. Nu am timp de tâmpenii, trebuie să caut un husky. Escotăm husky-ul. Iar ajungem pe chestia asta unde zici că a găsit CJ bicicleta în San Andreas. Nimic aici. Nici aici. Pe strada asta nimic. Ia să încerc și pe cealaltă. Și cum ar fi să apară acum un husky ca al meu? Ar fi genial. Nimic. Serios? Chiar așa greu poate să fie? Da. Vă zic în experiență proprie când m-am chinuit să găsesc un husky. Și pe internet? Un anunț cu unul care sunt de-a țeafă cu câini. Normal că nu e așa ușor să găsesc un husky. Proastă eu că am crezut că voi reuși. Și ai plecat acasă dezamăgită. Bună seara! Bună Ce seara! Ce mai faci? Ce mai faci? Nu mă simt bine. O să dorm. În regulă. Poate găsim husky în ziua următoare. Cine știe. Ziua 6. Este ziua pulii. Fiecare zi este. Nu mai este ziua pulii. Am scăpat de cursuri și mă bucur și eu de prima mea zi liberă. Dar ce să fac în această zi? Nimic, stai cu Vasile. Păi și cu husky-ul ce facem? Păi dacă tot avem buton de back, hai să văd ce s-ar fi întâmplat dacă mergeam la magazin și după aia căutam husky-ul. Ok, hai să continuăm de aici. Mergi la magazin. Poate găsi husky-ul la magazin. Stai, acum mi-a venit în minte o idee. Uite. Alimentarul Michael, că nu-i voie cu pechinezi, poate au înăuntru un husky. Bă, la asta nu ne-am gândit. Alimentarul Michael, reduceri, super, au și reduceri. Iarăși l-am găsit pe puia. Nu vreau o pungă de Lay's. Știu, am înțeles asta. Aș dori un suc. Ai făcut rost de un suc. Vă mulțumesc, o zi bună. FBI, CIA, hamburger, hot dog. Aoleo. Uite un husky! Uite husky-ul! Bă, atât de ușor era să-l găsesc și am... Ați văzut cum ratați oportunitățile în viață? Să știți că uneori n-aveți dreptate și mai bine
O lălăiți, vă luați un suc ceva, că poate atunci vi se arată oportunitatea de a găsi un husky. Stai așa. Un husky? Cred că cineva l-a lăsat la intrare până își termină cumpărăturile. Greșit, pentru că interzis doar pe chinezilor, nu și husky-ului. Interzis accesul în magazin cu pechinezi. Stai, nu. Doar cu pechinezi nu ai voie. Deci, după această logică, acest husky e abandonat. Exact. Uite, mă. Dacă am putut găsi o husky în Ialomița, am putut găsi și Ramona din joc de aici, un husky aici. Bun, ai făcut rost de un husky. Iar acum să mergem acasă. Uite că am găsit husky-ul. Am revenit. Bună seara! Bună seara! Am o surpriză pentru dumneavoastră! Uf! Ce frumos faci! Nu e ca și cum e același sunet de lătrat ca la pe chinezul de mai devreme. Uite ce drăguț e, mă, că ești gura lui! Seamănă cu cățeaua mea! Este extraordinar faptul că mereu ai fost atentă cu dorințele mele. Vasile Traian este încântat de faptul că i-ai adus un cățeluș husky. Două puncte! Eu aș fi dat... dacă era jocul, erau 5 puncte pentru un husky, te rog eu. M-am chinuit să iau husky. Eu de 21 de ani mi-am dorit să am husky și abia anul ăsta mi-am luat. Îți mulțumesc. Mă bucur că am făcut ceea ce trebuie. Ziua 6. Ok, cred că o să încheiem aici. Este ziua pulii. Mereu este și o să încheiem așa, în această manieră și videoclipul. Sper că v-a plăcut și acest episod. Developerul jocului, ca să zic așa, mi-a spus că sunt 7 zile în gameplay, dacă faci endingurile bune. Am în vedere că am dat înapoi și am corectat, suntem la ziua 6, deci episodul următor va fi finalul. Sper că v-a plăcut și acest clip, dați un like dacă vreți să vedeți partea următoare, un share pentru toți prietenii voștri care știți că sunt fani Vasile Traian, sau chiar și prietenii care nu-l suportă pe Vasile și vreți doar să-l trolați, trimiteți-le seria mea de episoade cu acest joc. Vă mulțumesc pentru suportul acordat la episoadele anterioare și ne vom auzi la episodul final, unde probabil o să am din nou o criză de râs. Am niște speranțe că voi auzi niște chestii acolo ce îmi vor umple inima. Hai, ne auzim data viitoare. În cazul meu, 2 secunde. Ciao les tuturor.